Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu, sunt astăzi la Tribuna Polisportivă. Invitat este domnul Adrian Schindarli, binecunoscutul jurnalist de la Divizia Sport din cadrul Radio România Timișoara. Domnul Schindarli a venit aici atât în calitate de jurnalist, dar și de ofițer de presă al Sport Club Municipal Timișoara, care include cele trei secții, toate de mare performanță, de mare tradiție în sportul din România, care au câștigat de-a lungul anilor trofee, toate înființate pe vremuri în cadrul Clubului Sportiv Politehnica sau Știința, mă rog, depinde de perioadă. Este vorba de secția de handball, de basket și de rugby, toate la masculin, toate evoluând în prima ligă, evident. Adi, bine ai venit! Bună ziua, bun găsit! Chiar mă gândeam când vorbeai că orașul acesta este legat ombilical de viața academică, de universitate, de politehnică în special, de știință, cum spuneai, de Universitatea Timișoara, pentru că anul acesta se împlinesc 50 de ani de când Universitatea Handball, echipa feminină, juca handball în finala, finala, nu, în 73, finala Cupei Campionilor Europene. Eu m-am gândit la 1953, titlul 56, național, 56. Nu, 53 la feminin, da, 56 da, la masculin, exact, Știința da, Timișoara, da, handball în 11. Și iar eu mă refeream la 73. Bravo, Cupa Campionilor finala. Exact, Cupa cu Sparta Campionilor Kiev, Europeni, da, Universitatea, da, Timișoara. Exact, da, exact, da, jumătate de veac. Așa este, vom vorbi. Ai spus știința, ai spus politehnica, iată universitatea, agronomia se implică, să știi, foarte mult. Știu în, și mi-am, în viața sportivă. Mi-am și notat, la fiecare secție este un parteneriat cu o universitate, exact, de stat din Timișoara. Exact, suntem mândri important de asta și e foarte important pentru oraș. Absolut. Așa încât, Adi, eu voi încerca să fiu foarte succint pentru că nu voi încerca să nu te întrerup, nu înainte de a spune foarte pe scurt o introducere despre fiecare secție, așadar handball, SCM Politehnica, parteneriat evident cu Universitatea Politehnica Timișoara. Să spunem că în această iarnă a avut loc o dublă amicală în Serbia cu celebrul club Metaloplastica Șabaț, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 85 și 86, două ediții pe când era Iugoslavia. Să spunem pe când, că pe când se duela cu Steaua, pe Steaua București, București, da, sigur. Era la mare bătălie pentru Cupa Campionilor Europeni. Ne amintim cu toții de Birtaland, de mari handbaliști. Anii 70, când încă mai eram campion mondial. Așa este. Primele două meciuri oficiale din acest an în Liga Zimbrilor au fost pe teren propriu, 24-35 cu Dinamo, campioana, un titlu care e la un cu totul alt nivel, e implicat în grupele Ligii Campionilor, cu o sală Constantin Jude aproape plină, ceea ce eu n-am mai văzut de mult, și 37-31 sâmbătă cu CSU Suceava, un derby la retrogradare, locul 11 de baraj de menținere în acest moment. Iată, în sezonul în care în toamnă s-au împlinit 75 de ani de la înființarea secției, urmează miercuri la ora 17, tot acasă, cu CSM Bacău în Cupa României, debutul echipei în acest sezon al competiției, antrenor Mihai Rohozneanu venit pe finalul sezonului de toamnă și voi mai spune că în 30 ianuarie la cantina studențească Politehnica a avut loc gala premiilor SCM Timișoara pe 2022 pe toate secțiile clubului polisportiv. La handball, cel mai bun jucător Cristian Fenici, cel mai bun junior Patrick Boțian, premiul de excelență pentru întreaga carieră Alexandru Matei, iar un premiu special pentru cel mai votat jucător din partea suporterilor, Robert Câtu. Și să mai spunem că săptămâna trecută s-a stins din viață și fostul handbalist Dan Nag, după ce de Hanzi Schmidt am povestit săptămâna trecută. Te rog frumos, Adi, despre secția de handbal. Știi, când le înșirea pe toate, acum mă gândeam la faptul că acum câteva săptămâni am avut un interviu cu Cristian Fenici de sărbători. Și am discutat a la lung, să spunem, detașat, era deja vacanță în handbal. Ai rostit două nume, Cristian Fenici, astăzi împlinește 37 de ani. Cristi, să-ți dea Dumnezeu sănătate la mulți ani. Sincer, nu știam în momentul ăsta, nu am apucat astăzi să îmi fac treburile pe calculator. Aniversările. Da. Și vorbea despre Robert Câtu și povestea la un moment dat. Nu-mi dau seama cum a trecut vremea, dar când mă uit că lângă mine se dezbracă în vestiar, se pregătește pentru meci Robert Câtu, îmi amintesc că am fost coleg cu tatăl lui, ce cu Narcis Câtu. Au fost colegi în echipă la Poli și acum iată-l, e coleg cu fiul lui Narcis Câtu, cu Robert, cu extrema echipei. Da, a fost o schimbare de antrenor.
la finalul anului trecut. Attila Horvat, fostul nostru jucător și antrenor atât de titrat la nivel juvenil. Exact, care a dus, a format o echipă de junior 1 campioană națională sezonul trecut. Și în 2019, o generație, la junior 2. Exact, o generație foarte bună de juniori, din care sperăm să apară câțiva jucători și la seniori. A fost această schimbare cu Mihai Rohosneanu. Sorin Sărândan a rămas antrenor secund. Acum echipa Rohosneanu-Sărândan a ajuns la a patra partidă, iar jocul despre care vorbeai, cel cu Suceava, 37-31 la sala Constantin Jude, a fost prima victorie acasă. După ce prima victorie a celor doi și firește a echipei sub conducerea lor, era una în deplasare la finalul anului trecut cu HC Buzău și care a însemnat începutul, zic eu, al unui reviriment. Iată, echipa a adunat 6 puncte în ultimele 4 etape. Sigur, partidele cu Dinamo, spuneai și tu, mai ales cu Dinamo, dar și cu Potaisa, Turda, au fost foarte dificile, au fost înfrângeri, dar în partidele abordabile, victorii, 6 puncte și învingând Suceava, echipa ajunge la doar un punct de formația din nord-estul țării. Suceava 10, primul loc de deasupra liniei barajului, Timișoara în acest moment cu 16 puncte, prima de sub linia barajului, deasupra liniei retrogradării, dar încă în zona celor două locuri, al 11-lea și al 12-lea de baraj. Deci sigur, am văzut că există o circulă prin culise, o variantă că din sezonul viitor ar fi 16 echipe și atunci locurile... Nimeni nu se bazează pe asta, echipa își dorește să urce peste această linie a barajului, oricum pentru Poli, o dublă campioană națională și dublă câștigătoare a Cupei României, nu e o cinste că joacă acum pentru evitarea barajului, chiar sezonul trecut a jucat barajul toată lumea, Cristi, Fenici, Marius Sadoveac și el unul dintre veterani, Andrei Păiuș, crescut aici și cu atâtea sezoane, peste 10 sezoane la Timișoara, vor să ducă echipa la alt nivel, după care știu și ei, nu mai au multe sezoane, trebuie să vină altă generație care să lupte pentru locurile, măcar pentru început din prima jumătate a clasamentului. Așa este. Haideți să trecem că în mod excepțional în această emisiune, profitând în ghilimele de prezența ta aici și de experiența și cunoștințele pe care le ai în atât de multe sporturi, hai să vorbim și despre basket, despre SCM Ohma Mozart Bet Timișoara, parteneriat cu Universitatea de Vest. Să spunem că în Alpe Adria Cup, această cupă regională europeană, parcursul s-a încheiat în sferturi, miercuri, cu eliminare în fața polonezilor de la MKS Dabrova Gornița, după 86-93 în deplasare. A fost o victorie de palmares acasă, 64-63 miercuri, în sala Constantin Jude, iarăși sală plină, am văzut și m-a bucurat tare mult și atmosfera. În Cupa României, sâmbătă, la Constanța, eliminare tot în sferturi, însă cu UBT Cluj-Napoca, nu e campioana și participantă în ultimele sezoane cu bune rezultate în cupele europene, 56-76 scorul. În Liga Națională a fost în ultimul timp o calificare la limită în top 10, iar în 1 martie, ora 18:30, în sala Constantin Jude, meci acasă cu UBT Cluj, un meci care trebuie văzut pentru anvergura lui UBT Cluj, așa cum Dinamo la handball, vă spuneam. Antrenor, prietenul nostru, Dragan Petricevici, bosniacul, care de fapt e român în toată regula și e și antrenor al Naționalei de Seniori a României. La gala premiilor, această minunată gală care văd că devine tradițională și tare mult mă bucură, sper că vom reuși și la fotbal să facem lucrul ăsta, cel mai bun jucător a fost desemnat sârbul Nicola Gaici. Te rog frumos! Da, e o mare bucurie că basketul a revenit în cupele europene după 10 sezoane. Ultima participare a fost în 2012, sezonul 2012-2013, al FIBA Europe Cup, când echipa nu trecea de faza grupelor. Acum, după 10 ani, s-au găsit resurse pentru participarea în cupele europene. Clubul de basket a atras foarte multe fonduri din afara celor publice, de aceea se numește și Ohma, de aceea poartă și denumirea Mozart Bet și iată că, grație acestor sponsori, au venit mulți bani peste cei pe care municipalitatea îi oferă. S-a putut participa în această cupă europeană. Antrenorul Dragan Petricevici a dorit foarte mult să facă acest lucru în sezonul în care Timișoara devine capitală europeană a culturii. Se va întâmpla oficial chiar săptămâna aceasta.
vineri cu continuare, sâmbătă și duminică, ne așteaptă un weekend excepțional aici la Timișoara. Eu am spus o paranteză, eu am spus de Dragan Petricevici că e bosniac, e bosniac după locul nașterii, este însă etnic sârb. Etnic sârb, da, exact, așa este. Și cu cetățenie română, cu titluri în România, cu cupe ale României aduse pentru Timișoara, 2010-2015. Exact, 2015, cele două câștigate de Timișoara. A fost o participare extrem de bună în Alpe Adria Cup, cu câștigarea detașată a grupei D, 5 victorii și o singură înfrângere, dar din păcate în această dublă cu polonezii de la MKS Dabrova a apărut oboseala, au apărut câteva accidentări despre care echipa tehnică a clubului, o amintim, Dragan Petricevici, Cristian Bota, alt nume mare al Timișoarei, și Nena Ducione Marcovici, și el câștigător al cupei în 2010, probleme medicale despre care echipa tehnică nu a vrut să vorbească, dar care au măcinat accidentarea lui Mirković în meciul cu Constanța, gravă, o lună și ceva pe tușă. Gaici a avut probleme, Djokovic a jucat la finalul sezonului regular cu degetul aproape fracturat, apoi probleme și la umăr, a jucat cu aceste mari probleme medicale și în returul cu polonezii, nu s-a mai putut să joace și în meciul din Cupa României cu UBT Cluj-Napoca, așa încât acolo fără trăgătorul nostru de elită, șansele au fost și mai mici, dar oricum, până acum, zic eu, prestația echipei este excepțională, cu calificare în top 10, un campionat foarte, foarte puternic. Rapid București, unde joacă timișoreanul Alexandru Olac, s-a întărit. Constanța și ea, o echipă foarte bună, s-a calificat. Nu vorbesc acum despre UBT Cluj-Napoca, CSM Oradea, Sibiul, care sunt clasicele. Da, clasicele. Da. Steaua și Dinamo au avut mari dificultăți și n-au prins top 10. Echipele care au câștigat toate titlurile naționale de la al doilea război mondial până după Revoluție. Nu au prins acest top 10. S-a întărit foarte mult basketul masculin, s-au făcut investiții, sunt foarte multe echipe puternice. Uitați-vă la Rapid, care și-a făcut pe lângă basket masculin echipă de volei la feminin. Nu mai vorbim despre handbalul feminin. Devine un competitor tot mai însemnat. Umblă vorba că vor avea cei de la Rapid și echipă de rugby. Rămâne Timișoara, ca să încheiem cu basketul, cu parcursul din campionat, eliminare, cum spunea, în sferturi și în Alpe Adria Cup și în Cupa României. Turneul final este la Constanța, chiar astăzi sunt semifinalele, iar de acum ne mai rămân de jucat 9 partide în top 10 cu încercarea de calificare între primele 8 și pe cale de consecință în sferturile de finală, iar jocul de la 1 martie despre care pomeneai este o restanță cu UBT Cluj-Napoca. Nu s-a disputat la mijlocul săptămânii trecute pentru că ambele grupări sunt angrenate, Timișoara a fost în cupele europene, nici UBT Cluj-Napoca nu mai are șanse foarte mari în Eurocup, a doua competiție europeană ca importanță. După Euroliga. Exact, în premieră o echipă din România joacă în Eurocup. Remarcabil și ce au făcut studenții din Cluj. Așa este. Trecem la rugby, SCM USV Timișoara, pentru că este un parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții, Regele Mihai I, cum se numește de ceva vreme agronomia, cum o știm noi. Campionatul nu a început încă, ediția 2023, în decembrie s-a încheiat ediția 2022, doar pe locul 4, pierzând finala mică în Liga Națională cu Dinamo 18-44, iar apoi, după o săptămână, tot pe Arcul de Triumf, pierzând și finala Cupei României, tot ediția 2022, era deținătoare în titlul Timișoara în momentul ăla, 23-25, dramatic cu Steaua. Antrenorul este Valentin Calafeteanu, cel mai bun jucător pe anul trecut a fost desemnat Gabriel Rupanu și, foarte important să spunem că la începutul acestui an, România a disputat primele două partide în Rugby Europe Championship, victorii 67-27 cu Polonia acasă și 5-6-5 cu Belgia sâmbătă în deplasare, numai puțin de 7 jucători timișoreni convocați în total la cele două meciuri. Iar în ultimul meci din grupa competiției, România va întâlni Portugalia duminică în deplasare. De asemenea, o serie de jucători convocați de la SCM Timișoara la Naționala de Rugby în 7, România calificată la European Olympic Games din 23-27 iunie anul ăsta, de unde se poate obține calificarea la Olimpiada din 2024 de la Paris. Te rog, Adi.
Da, 10 jucători în total la acest moment la loturile naționale, 7 la prima reprezentativă, care dă adevăratele examene în următoarele săptămâni. E an de cupă mondială, vorbim poate mai mult despre jucătorii de la națională, jucătorii Timișoarei care sunt la națională, câțiva dintre ei chiar titulari în această partidă, da, cu Belgia și în precedenta cu Polonia. Cu Polonia, când Marius Simenescu a și marcat un eseu. Marius Simenescu este principala revenire din lotul Timișoarei, a semnat anul trecut, el a fost unul dintre pilonii echipei liniei de 3 sferturi la Timișoara, a revenit, a jucat vreme de un sezon și jumătate, aproape două sezoane la Dinamo și iată-l că revine la Timișoara, cu care are gânduri mari, nu numai el, ci și antrenorul Valentin Calafeteanu. În acest moment, apropo, pe banca Timișoarei se află doi foști jucători, doi tineri antrenori, Valentin amândoi, Calafeteanu și Popurlan, cei doi au împreună la națională 177 de partide. Parcă 100 exact are Calafeteanu, așa-i? 100 are Calafeteanu, exact 177 Valentin Popurlan, participanți la cupele mondiale. Cei doi și-au propus, n-au ascuns acest lucru pentru acest sezon, atât câștigarea campionatului, cât și a Cupei României. Timișoara nu a mai câștigat campionatul de 5 ani, din 2018. Cupa României, ediția 2021, a câștigat-o în aprilie 2022 din cauza faptului că Știința Baia Mare a întreprins un turneu în Africa de Sud și s-a întors de acolo cu COVID. Cu probleme, da. Cu COVID s-a amânat finala. Echipa noastră a jucat două finale de Cupa României anul trecut, una în aprilie, una în decembrie. Din păcate, cea de-a doua pierdută, spuneai 23-25 cu Steaua, cu puncte marcate pe final, dar anulate corect. Anulate corect, trebuie să fim cinstiți și să spunem acest lucru, dar pentru acest sezon Timișoara își propune două trofee la rugby, campionatul și Cupa României. S-au făcut deja transferuri, doi jucători de la Dinamo, spuneam despre Simionescu, revenirea și Malcolm au semnat deja, vor continua transferurile, nu se oprește clubul aici pentru că sezonul începe relativ târziu, o vedem ce terenuri înghețate sunt și pentru jocurile amicale de fotbal și pentru alte sporturi mai puțin, dar pentru fotbal în principal, sezonul va începe doar în aprilie și până atunci se vor mai face transferuri, așa încât Timișoara să poată lupta cu Dinamo, Steaua și mai ales Știința Baia Mare. Cine știe dacă nu vor apărea și alte forțe în rugby-ul românesc. Deocamdată s-a stabilit, sunt 6 echipe în elită, primele 4 vor merge pe drumul play-off semifinale. Acel zvon despre Rapid nu se concretizează deocamdată și probabil, dacă se va întâmpla, va fi în 2024. Da, rugby, o secție care prin tradiție trage la titlu, ceea ce pentru Timișoara este o raritate în ultimii deja mulți ani. Pentru a mai fost informatica la futsal, mai este Politehnica acum la fotbal feminin și cam atât. Pentru că îți place istoria, o jumătate de veac, dar de la primul titlu al Timișoarei la rugby, da, primul s-a făcut pentru o echipă din afara Bucureștiului. Exact. Nimeni din afara Bucureștiului, cum spuneam mai devreme, Timișoara, Dinamo și Steaua au dominat campionatul de basket. Înainte vreme erau echipele din București, era, dacă ți amintești, și Grivița Roșie, echipă foarte bună, erau și în țară multe alte echipe bune, Rulmentul Bârlad. Ce școală multe de rugby la Bârlad. Exact, în Moldova, în general. Și acum avem contacte foarte bune cu zona Gura Humorului Suceava, unde cresc jucători foarte, foarte valoroși. Și acolo e o echipă bună, prin tradiție, la Suceava, la Gura Humorului, sunt echipe, dar din motive financiare nu reușesc să... Cum, din păcate, e greu de susținut, ai nevoie de un lot de 30 de jucători. Cum, din păcate, și noi, de la retragerea domnului Dan Dinu, am scăzut un nivel, nu mai suntem nici în cupele europene. Pe final, Adi, vreau să vorbim, chiar că nu face parte din cadrul Sport Club Municipal Timișoara, de echipa de volei feminin CSM Lugoj, un centru de tradiție în voleiul fete, care a reușit miercuri o calificare excepțională în semifinalele, în Final Four-ul Cupei Challenge, Cupa Europeană. A câștigat și Supercupa României în toamnă, fiind primul trofeu pe care sporturile pe echipă l-au câștigat vreodată pentru Lugoj. Nu voi mai citi toate rezultatele și tot ce sunt și aici documentat, dar iată, e bine pentru noi, deși Timișoara este un mare of al meu, continui să spun că nu are o echipă la handbal feminin, basket feminin, volei feminin în prima ligă. Da. Este o mare rușine pentru acest oraș.
Mai ales având în vedere palmaresul pe care îl avem la... Te rog frumos. Da, e și pentru mine o mare durere. Decenii în șir, echipele din Timișoara au făcut istorie, mai ales cea de handbal fete, care are mai mult de 10 trofee naționale și acea finală a Cupei Campionilor din 1973. Mare bucurie pentru Lugoj, e o disciplină pe care o urmăresc de decenii, pot spune. Nu numai eu, colegii mei de la Divizia Sport avem o relație cu toții foarte bună cu cei de la Lugoj, unde se muncește bine, unde există stabilitate. Antrenorul Uglieșa Șegârt, un sârb din Banatul sârbesc și un vorbitor de limbă română. N-am știut. Da, și care are foarte, foarte bune legături cu familia Gârbici, marea familie a voleiului masculin din fosta Iugoslavie, din actuala Serbie. Au construit cu toții o echipă foarte solidă. Știind că vorbim despre asta, m-am uitat și mai atent pe lot. Este un mix foarte reușit de jucătoare din România. Lugojul, să nu uităm, și la junioare, un foarte bun centru în volei. Campioana a un titlu de junioare 1, turneu final la Timișoara în primăvară. Titlul obținut în turneu, și nu turneu final de 3 meciuri, sferturi, semifinale, finală, turneu final de 6 echipe, fiecare cu fiecare. Lugojul se impune la Timișoara, crește în continuare jucătoare, dă jucătoare și echipei naționale. Chiar dacă are de luptat cu forțe importante în România, volei Alba Blaj investește foarte mult, Târgoviște, la Voluntari a crescut o echipă foarte bună. A fost una și la Megidia, din păcate, dar... în vară s-a retras. Da, tu zici bine, din păcate. Și dar avea o politică foarte bună cu jucătoare românce. Dar dacă nu se retrăgea Megidia din întrecerile interne... Nu mergea la Supercupa României. Nu câștiga Lugojul Supercupa României. Așa a mers invitată. Da, Supercupa pe modelul, să zicem, occidental, fotbalului, a fost... Exact. Cum se joacă de acum, nu se mai joacă Cupa Intercontinentală, cum știam noi finalele între Europa și America de Sud, se adună reprezentantele mai multor continente. Supercupa Spaniei la fotbal se joacă în zona arabă în 4. Așa se joacă, s-a jucat și Supercupa României anul trecut în toamnă la Mioveni. Nu a fost la Mioveni. Am urmărit, meciurile sunt transmise în direct. Apropo, și de la Lugoj, transmisiuni video foarte bune și se poate vedea absolut tot ce se întâmplă. Așa cum acum câțiva ani transmiteați în direct meciurile Politehnicii Timișoara din ligile a 4 și a 5. Da. Chiar și Liga 3. Da, e și din Liga 3, exact, da. Am luat-o din Liga 5, oameni serioși, nu? Era, țin minte că ne cocoțam undeva chiar în biroul voastre. Voi aveți studioul lângă stadion. Terenul e la 300 de metri de noi și știu că ne cocoțam prin birou, încercam să apăsăm camerele cât mai bine. A fost o adevărată poveste romantică a fotbalului și a transmisiunilor video pe internet. Da, revenim la Lugoj, că uite cât de mult ne-am depărtat și spunem că munca aceasta de peste un deceniu a dat roade cu acea supercupă a României. Foarte greu, foarte greu de obținut într-un volei în care, și într-un volei feminin în care se investește foarte mult și există aceste forțe despre care... europene știm din ultimii ani. Finale europene, a fost și CSM București, apropo, cu acea finală Cupa Challenge câștigată în 2016. Da, exact. Da? Și cu un drum spre elita voleiului intern greu de străpuns, greu de parcurs, totuși Lugojul stă acolo în primele 5-6 echipe ale României, reușește să intre în această supercupă, s-o câștige, profită oarecum de faptul că volei Alba Blaj, cu care a jucat semifinala, venea după campionatul mondial, unde a avut câteva reprezentante, câteva jucătoare au venit ceva mai obosite de acolo, dar oricum să nu luăm nimic din meritul Lugojului, care în semifinale a învins victorie, cum s-ar spune, dacă ar fi fost în campionat, victorie de 3 puncte, pentru că la 3-2 e victorie de doar 2 puncte, a învins Alba Blaj cu 3-1 și apoi în final a trecut în vol de Voluntari 3-0. Mulțumesc frumos, Adi Schindali. Mai aveam atâtea de spus. Da, și eu mai aveam atâtea de întrebat. Felicitări, Lugoj, da, vom fi în sală la semifinala retur cu Sârboaicele. Cu Starapasov. E din Stvoda, da. Mulțumesc frumos, Adrian Schindali. Finala s-ar putea să fie la Timișoara, dacă nu la Sibiu. O spunea Dan Brudiu la Radio Timișoara zilele trecute. S-ar putea să nu fie voie să se dispute meciul la Lugoj din pricina capacității sălii. Da, reducția sălii. Suntem la final. Sperăm să fie Lugoj în finală. Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului. Să ne revedem cu bine. Mulțumesc frumos!